Salutare, ce face? I know Romania, good football. Years ago, I like Popescu. Sarmale cu Mama Liga. Ia să vedem un Big Mac separat, costă 38.000. Acolo la medie 10.500. Te iubesc, România! Sănătate sau virtute! 73.350 de rupii. 9.250 de rupii. 100 de grame de cartofi, 2.850. Apă micelară, 38.800 de rupii. Ne perdem, me târziu! Salutare, la două zile după ce am pierdut feribotul către Papua, mai exact am renunțat la el, am plecat spre Makassar cu același tip de feribot, doar că de data asta a trebuit să mergem doar 15 ore și am zis că ce-o fi, o fi, dar spre surprinderea noastră am avut parte și de cabină privată aici. O cabină cu două paturi, baie, birou, tot ce vrei, un fel de cameră de hotel. Noi am mai fost în Makassar înainte să mergem în Toraja, doar că atunci am stat două zile, să ne prelungim viza. Acum vom sta tot două zile, doar că avem timp mai mult la dispoziție și încercăm să vedem orașul așa cum e el, cu bune și cu rele, și vom încerca să vedem ce știu indonezienii dintr-o zonă, deci dintr-un oraș total neturistic, despre România. Makassar e cel mai mare oraș din zonă, cel mai mare oraș de pe insula Sulawesi și locul unde toți oamenii din împrejurim tind să vină și să ajungă aici și să aibă mai multe oportunități financiare, în special. Are 1,4 milioane de locuitori, principalul centru al insulei, principalul port, și vedem ce găsim. Dar dacă vă place ce vedeți, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și foarte important este și un like, ce ne ajută foarte mult în promovarea videoclipului. Și aici undeva, geografic vorbind, este centrul Indoneziei. Dacă ne uităm pe hartă la toate insulele, aici e centrul. Dom Mosque, cea mai mare moschee de pe insula Sulawesi și una dintre cele mai mari din țară. A fost construită în 2017 și deschisă publicului în 2022, iar între timp a devenit simbolul acestei insule. Can I ask you something? We are making a YouTube video. Oh, YouTube. Yeah, YouTube. What name YouTube? Life Maniacs. Life Maniacs is the Life name of. Life Maniacs. Yeah. Oh yeah, yeah. We are from Romania. Romania. Yeah. And we want to ask people here around, what do you know about Romania? Do you know something about our country? I know Romania. Good football. Years ago, I like Popescu. Popescu. Good striker. Good striker, Popescu. Yeah, Popescu. Popescu, and what is the other name? Popescu is better. Romania. Good football. Okay. Can you say after me? Salutare. Salutare. Ce faceți? Ce pace. Salutare, ce pace. România. Roti Romania. Very nice. Traditional food. Recomandasi for me. What do you recommend? Recommend traditional food here. Choto Makassar. Choto. What is that? Beef. Choto Makassar, you can see. Same soup. It's a soup. And it's traditional from Makassar? Yeah, traditional from Makassar. Okay. Maybe we'll try that. Little bit. In Romania we have sarmale. Sarmale. Oh, same Spaniol. Spaniola, tortilla de patata. Yeah, but sarmale is different. Sarmale cu mamaliga. What is it? Sarmale cu mamaliga. The best. It's the best food, eh? Yeah, best it's the Romania. Best food. Very best nice. Romania, yeah. Yeah. And this one, traditional. How do you call this? Bentor, but traditional becak here. But this one already modern. So traditional was it with bicycle? Traditional a bike. Bikes, yeah, this one bike like this. But like this Rizka. One still modern with motorbike because from here many
many people go to the market around. Very tired because we have jumps like this. You have a display here. Ah, this one broken. Okay. Car broken. This only for enjoy passenger. McDonald's. We go. Așa tuk-tuk. Ce tare că n-am mai stat în față până acum. E invers ăsta. E bine că dacă se lovește, se lovește direct cu noi. Ne vedem mai târziu. Ne vedem mai târziu. Then see you later. Stare curios de prețuri la Mac aici. Hai să vedem. Aici, în Indonezia, am observat că se mănâncă cel mai mult orez. Au KFC, au McDonald's, au Burger King. Și foarte amuzant că atunci când vin aici nu-și comandă burger sau altceva, își comandă tot. Orez cu pui clasic, cam ce găsești la toate restaurantele din zonă, restaurantele pe stradă, peste tot. Au o grămadă de meniuri speciale cu orez, pui și orez. Da, hai să ne luăm ce știm noi. Cum e un meniu Big Mac? Cola medie. Și fără gheață, că știm ce înseamnă multă gheață la ei. Deci un meniu Big Mac a costat 51.000 de rupii, adică în jur de 3,5 dolari. Ia să vedem, un Big Mac separat costă 38.000. Adică în jur de 2,5 dolari. 2,70 dolari. Și mai vreau un cheeseburger simplu. 28,5 dolari, 1,80 dolari. Și mai luăm ciocola? Da, hai să mai luăm, eu am la meniu una. Și mai luăm una separat. O cola medie 10.500 de rupii, adică 70 de cenți. Masa ne-a costat în total 128.000 de rupii, în jur de 8,5 dolari. Asta pentru că la toate restaurantele se adaugă 10% taxă. Ce arată la fel, dar ne bucurăm că și gustul e același, pentru că la KFC e total altceva. Sunt burgeri, dar carnea n-are nicio treabă. Însă McDonald's-ul e așa cum știu. Mă numesc? Namasaya Lulun. Mă numesc? Mă numesc Lulun. Yeah, that's okay. My name is Lulu. Okay. Okay. E păcat așa ceva, mă. E păcat că oceanul ăsta indian e... Chiar păcat să arunci așa, să-ți bagi joc de ocean. Poți să mă mai mult, doare sufletul cum văd. You speak English? No. No. Romania. Oh, Romania. Yeah. Good. Do you know something about Romania? Romania? Yeah. Oh, yeah. What do you know about Romania? Romania. Nice, yeah, Romania. Romania. I have friends from Romania. You have friends in Romania? Yeah, okay. From the yacht. East? Sailing boat. Sailing boat? Yeah, boat. The people sailing come here. Okay. Long time ago. From where in Romania, do you know? Do you remember? I don't know. What's your name? Gino.
Gino, my name is Anton. Anton. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Eliza. Eliza. Nice to meet you. Can you say salutare români? Sorry? Salutare români. Salutare români. Very good. So good. Mă numesc Anton. Mă numesc Anton. That's my name is Anton. My name is Anton. Very nice. What name the YouTube channel? Life Maniacs. Life? Maniacs. Maniacs, ok. Yeah, you can check it out. I subscribe. Thank you. Sanitate su virtute. Very good. We are from Romania. Oh, Romania. Romania. What do you know about? Do you know something about Romania? Romania. Do you know about Romania? Something? YouTube. Italia, yeah? Close, yeah. Cele mai populare mijloace de transport sunt mașinuțele astea albastre. Sunt foarte multe, se numesc pete-pete și poți străbate tot orașul de la un cap la altul cu ele. Biletul este foarte ieftin pentru o persoană, costă 10.000 de rupii, adică 70 de cenți. Au rute diferite, sunt foarte multe și se poate schimba ruta în funcție de dorința pasagerului. Și poate ajunge chiar și până la aeroport, adică undeva la 20 de kilometri de aici, în aceiași bani. Da. Fel de mașină al lui Scooby-Doo. Mașina misterelor. Ele sunt făcute și improvizate special pentru transportul pasagerilor. Improvizate într-un mare fel. Nu are nimic decât volanul. Da. Speak English. You speak English? Yo. Huh? No. YouTube. Do you know something about Romania, about our country? Something. Welcome to Manado, Sulawesi Utara. No. No? No. Welcome home. Okay, nice to meet you. YouTube. YouTube. Yeah. Hello, guys. Who are you? Bună România. Bună România. Bună România. Say after me. Bună România. Yeah. Say after me. România good. Eu iubesc România. Good. What's your name? My name is Alfian. My name is Ahmad Samsurisa. My name Havel. My name Havel. Abdul Akbar Bumis. Okay, my name is Eliza and he is Gino. Makassar good? Yes, nice. How old are you? How old are... Can you show us? Look at my mom. 13? 13. It's like this and... 13, yeah. 13, yeah. Say, I'm 13. Oh, 33. I'm 13. Perfect, very good. That's Romanian. I'm 13. I'm 13. Yeah. And you? 28. 28? Yeah. And 29. Do you know something about Romania? Yes, I know Romania. You know? Yes, I know. Nice. What do you football. Know? Football? I looking for... The team is not so good now. Noroc sănătate. Noroc sănătate. Good, very good. După câteva ore de mers, ni s-a făcut foame, am ajuns la mall-ul Finisi. Vrem să mâncăm ceva, după aceea ieșim afară pentru că am văzut că e un eveniment. Mâncăm și după mergem să vedem ce se întâmplă. Hello! We have two kebab sapi. Am cumpărat un kebab turcesc.
arată ca o clătită. Și aluatul chiar miroase a clătită. Da? Mai să vedem cum e. Cu vită că n-am. Mă rog, șaormă. E foarte bună. Da? Nu mă așteptam să fie atât de bună. Ce stil tare de a o spate din carton. Mm-hmm. Și am plătit pentru una 25.000 de rupii, adică un dolar jumate. Dar înainte să plecăm din mall, am găsit un supermarket destul de mare și suntem curioși care sunt prețurile la produsele pe care le cunoaștem și noi. Aici, lângă durian. Uite ce! Dar de fapt, ăsta nu mi-a sărit în ochi. Știam că au durian înainte să intrăm. Am simțit că au durian. O mandarină mare. De fapt, mă rog, 100 de grame de mandarine, 5800, adică cam 30 de cenți, 30, 35 de cenți, cam așa. Nu știu, cartofi. 100 de grame de cartofi, 2850. Ceapa, 4290, 100 de grame. Sticlă de cola la un litru jumate, 15.916, un dolar și 10 cenți. Hai, la cola e asemănător prețul cu cum e la noi. Puțin mai mic, de acolo. Și clasicele supe la plic sau la cutie, care sunt foarte ieftine peste tot. Și o supă din care, dacă nu ești prea înfometat, te saturi, costă 5.000 de rupii. Foarte puțin. Spune că la ciocolată dintre știu o prețul mai mare. Da, suntem Nutella, 73.350 de rupii. Da, așteptam, dar e Nutella. Da, cred sincer că e mai scumpă decât la noi. Ce mai avem cunoscut aici? Biscuiți Oreo, 9.250 de rupii. Astea de aici sunt mai scumpe. Un deodorant de Rexona pentru bărbați, 24.500 de rupii. Un șampon Head & Shoulders, ăsta mai mare, la 315 ml, 72-73.000 de rupii aproape. Am ajuns la produse de îngrijire. Am observat că peste tot în Asia, în afară de firmele lor pe care noi nu le cunoaștem, au Nivea special și Garnier. Nu știu ce cremă e. De mâini sau de față. Costă 30.000 de rupii. 2 dolari. Uh-huh. Cred că prețurile sunt pe acolo. Cred că cam așa sunt și la noi. Și Garnier, cum spuneam. Apă micelară, 38.800 de rupii. Nu, prețurile le văd cam pe acolo. Da, dar gândește că iau salariile mult mai mici decât noi. Da, evident. Diferența asta. Deci sunt scumpe. Da. Ciocolata mea preferată, Kinder Bueno. 17.000 de rupii. Asta nu e mult asta. Un dolar și 10, 15 cenți. Kinder care e 13.460 de rupii. Și KitKat e peste tot. Un fel de bulce aici, dar toată lumea s-a adăpostit de ploaie acum. O grămadă de corturi, niște chestii, un fel de parc de distracție. În timpul 45 de minute, tot la fel, plouă, s-au simț toate luminile, deci nu mai ajungem la târg sau la bâlci azi. Nu mai ajungem nici acasă. Da, sincer, cred că o să încheiem vlogul aici. Aveam un plan să ne mai plimbăm puțin, că nu, e destul de vreme. Dar nu se poate, nu se mai oprește cu aia.
Cred că o să ne luăm pelerinile pe noi până la primul taxi și o să mergem direct la cazare. Sunt la vreo 2 km distanță de locul unde ne-am cazat. Ce să zicem despre Makassar? Un oraș destul de frumos. În totalitate musulman. Spre deosebire de Toraja, unde erau catolici, dar Indonezia e țara cu cei mai mulți musulmani din lume și automat și ei sunt la fel de mulți. Prețurile sunt destul de mari, zicem noi, în comparație cu salariile pe care le au. Cât despre România, nu știu, foarte multe. Adică mai nimic. Ne-au zis doar că România e bună la fotbal, ceea ce știm cu toții că nu prea e așa în ultima perioadă. Iar până data viitoare, nu uitați de butonul like dacă v-a plăcut. De asemenea, un comentariu este binevenit. Dacă doriți să adăugați ceva, orice, noi vă răspundem cu drag. Iar mâine vom zbura spre estul insulei Java, mai exact în Surabaya, așa că ne vedem acolo. Pa, pa!